Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Alături de noi este astăzi Adriana Petrescu, psiholog, și vom vorbi despre această campanie frumoasă desfășurată pe site-ul editurii Herald, Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Sănătatea socială și emoțională, am putea spune că are un impact major asupra dezvoltării și educării copiilor. Studiile științifice deja confirmă legătura strânsă dintre sănătatea emoțională a copiilor și motivația acestora în procesul de învățare și adaptare socială. Reglarea emoțională începe în copilărie și se realizează în contextul relațiilor. Copiii se nasc cu nevoia și dorința firească de a se conecta și de a primi empatie de la cei din jurul lor. Înțelegând viața socială a copiilor, modul în care evoluează, vom putea oferi copiilor confortul emoțional necesar stabilirii unor relații autentice de prietenie și respect reciproc și vom crește copii sociabili, adaptabili, abili și empatici. Astăzi vorbim și pe marginea unei cărți pe care vă o recomandăm cu drag, o carte aflată în această campanie, Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Copii grozavi, 10 calități esențiale pentru o viață fericită, de Stanley Greenspan, carte publicată în colecția Parentaj și care, așa cum spuneam, se află în această campanie online, mai ales că, iată, peste puțin timp va începe școala și din postura de părinți ne gândim la acest aspect foarte important, coroborat cu ultimele luni, cât de importantă este interacțiunea socială pentru copiii noștri, cât de important este ca ei să fie conectați și la viața socio-emoțională a comunității din care fac parte, și aici vorbim despre anturaj sau despre grupuri de prieteni sau despre clasa de curs, despre colegi, cât de mult își doresc, și am auzit voci, cât de mult își doresc copiii să înceapă școala, mai ales din acest punct de vedere al interacțiunii sociale, să se revadă cu colegii, cu prietenii, să vorbească, să își împărtășească lucruri. Și așa cum acest lucru este important pentru noi, pentru adulți, pentru părinți, pentru că, bineînțeles, și noi resimțim ultimele luni, să spunem, de așa zisă izolare, da? Faptul că mulți lucrăm de acasă, nu mai suntem în interacțiune fizică directă cu colegii noștri, iată și copiii resimt acest lucru la început de an școlar. Ai dreptate. Adevărul este că nici noi nu ne-am mai văzut de când e cu pandemia, ne vedem tot așa online. Uneori ne este dor unii de alții să stăm pur și simplu, să stăm de vorbă, pur și simplu să ne uităm unii în ochii celorlalți, pentru că, într-adevăr, comunicarea este un factor extrem de important pentru viața noastră. Dar aș dori să fac o mică paralelă între comunicare și vorbire. Foarte mulți oameni spun, eu comunic foarte bine, și când colo, ar trebui să observe că ei, de fapt, vorbesc foarte corect sau mai puțin corect uneori. Comunicarea nu înseamnă doar a vorbi, comunicarea înseamnă a pune în procesul de vorbire foarte multă emoție, foarte multă empatie și un factor extrem de important care se numește ascultarea. Comunicarea înseamnă că atunci când interlocutorul vorbește, tu taci. Și l-asculți, dar l-asculți nu neapărat îi asculți cuvintele, ci îi asculți sensul cuvintelor și ceea ce vrea să exprime și ceea ce vrea ca tu să înțelegi din acea comunicare. Știi, eu am observat în meseria mea că în momentul în care reglez partea de comunicare, se diminuează foarte mult agresivitatea, se diminuează foarte mult frustrarea și sentimentul ăla, eu nu sunt înțeles, pe mine nu mă aude nimeni. Și revenind la copii, partea asta cu comunicarea, să știi că am observat că este cea mai deficitară. Marea majoritate a părinților vorbesc cu copii. Și nici măcar n-ar spune că vorbesc, ci dau niște direcții copiilor. Nu fugi, nu țipa, nu stai cu minte. Adică sunt niște directive, nu e o comunicare. După ce îi spui copilului nu fugi, nu îi explici de ce n-ar trebui să fugă sau de ce ar trebui să fugă mai tare sau mai încet. Deci pur și simplu îi spui să facă ceva. Nu îi spui și de ce să facă acest lucru.
Partea de comunicare la noi, cel puțin în România, este extrem de deficitară între părinți și copii. De ce? Pentru că cred că nimeni nu și-a pus problema cum ar trebui să comunicăm corect. Pentru că, iarăși, din nefericire, genul acesta de vorbire are și o încărcătură foarte mare de agresivitate. În momentul când îi spui unui copil nu fă un lucru, practic tu îi impui ceva, nu îl educi pe copil să își ia el valoarea sau să înțeleagă el de ce este bine și de ce nu este bine ceea ce tu îi spui să facă sau să nu facă. Și lucrul acesta se observă evident și în structura școlară, adică structura aceasta de curiculă școlară, pentru că eu n-am observat să se fi introdus debate-ul decât la școlile particulare. Și nici acolo, cred că nu la foarte multe, sigur n-am toată informația, dar cu siguranță în școlile de stat, debate-ul nu face parte din curicula de materii. Și e o mare problemă, debate-ul te învață să îți argumentezi faptele. Pentru că dacă nu ți le argumentezi, practic tu rămâi cu o încărcătură fantastică de frustrare. Și noi, ca și adulți, nu? Când nu suntem lăsați să argumentăm ceva, sau când nu suntem lăsați să ne explicăm, sau când nu suntem ascultați, în interiorul nostru se acumulează o mare frustrare. Modelul școlar românesc este unul neadaptat nevoii actuale al copiilor noștri. Modelul școlar este stai în bancă, mă asculți, te scot la tablă, îți dau un calificativ care, bine acum că s-a introdus acest foarte bine, bine, dar nici ăsta n-ar trebui să existe, îți dau un calificativ și te trimit înapoi. Tu nu ai voie ca și școlar să îmi chestionezi mie opiniile ca și profesor. Sigur, acum nu vreau să generalizez, sunt convinsă că există profesori care împing și invită copiii să dialogueze în sistemul debate-ului. Dar de regulă, ca și tipar de școlarizare românească, este profesorul este sfânt, profesorul spune, impune și copilul ascultă și nu pune întrebări. De aici gândește-te o întreagă generație, ne gândim la generația noastră și la generațiile care au venit după noi, generații care se tem să pună întrebări, generații care se tem să spună eu nu știu, eu n-am înțeles. Deci sunt aproape două, trei generații care au această temere. În continuare, noi ce facem? Încurajăm această temere de a pune întrebări, de a te ridica în picioare ca și școlar și de a spune eu nu înțeleg sau eu nu sunt de acord, părerea mea este alta. Și să înceapă un debate superb între elev și profesor, ca într-un mentor și mentee, în care fiecare rămâne cu o parte foarte pozitivă. Revenind la începutul anului școlar, este foarte aproape și tot ce observ eu, citesc așa frânturi din declarații și ce se întâmplă pe mediul online, că acolo te uiți, e o mare tensiune în cadrul părinților. Pentru că părinții, cum îi explici unui copil mic care merge în clasa 0 sau în clasa 1, că va trebui să o poartă o mască și masca aceea îl va împiedica să înțeleagă emoția profesorului, învățătorului cu care va sta ore întregi. Știm foarte bine că copiii, mai ales cei care sunt puțin mai protejați, puțin mai mămoși, trăiesc cu o adevărată traumă în momentul în care sunt lăsați în mediile acestea organizate, numite școli, grădinițe și așa mai departe. Copilul se conectează cu adultul prin față. Adică copilul decriptează emoțiile adultului prin ceea ce vede pe fața acestuia. Deci dacă copilul nu vede decât niște ochi și acum unii poartă ochelari, corect, alții, să zicem, n-au ochi atât de expresivi, pentru că ține de fiecare. Copilul acela nu va înțelege și nu va reuși să își însușească corect emoția celui din fața lui. Nu va înțelege ce vrea colegul de la el, dacă îi zâmbește sau nu. Nu va înțelege ce spune profesorul, pentru că foarte mare pondere din predarea unei materii este modalitatea prin care profesorul se exprimă.
verbal, fizic, nu? Că e tot body language-ul care face ca predarea să fie captivantă. Deci dacă noi avem poker face și mai avem și o măscuță, cu siguranță suntem foarte, foarte plictisitori. Nimeni n-a pus în discuție faptul că un copil de clasa a întâi, a doua, a treia, a patra, hai să zicem, până devine un pic mai eu știu, mai prinși în lumea asta ciudată în care trăim și începem să trăim, acești copii nu vor înțelege ce se întâmplă în sistemul școlar. Deci nu vor înțelege nu vor înțelege ce li se exprimă. Pentru că nu vor capta acele emoții. N-au cum. Cred că va fi o generație care se va teme se vor teme unii de ceilalți, pentru că acum știi, mă duceam foarte departe cu gândul și poate fac o paralelă foarte, foarte ciudată pentru unii, dar cei care sunt posesori de animăluțe de casă știu. De foarte multe ori noi când întâlnim un cățel sau o pisică sau un animal simpatic îi zâmbim. Ați observat? Zâmbim. Și chiar dacă cățelul, hai să spunem, e un pic neîncrezător, în momentul când noi zâmbim, primește un mesaj, totul e ok, deci nu, animalul celălalt nu e agresiv, nu mă atacă. Așa e și la copii. Cum îi zâmbim copilului dincolo de mască? Cum facem treaba aceasta? Mă uitam că în străinătate, cumva, oamenii au rezolvat problema prin niște măști transparente, un fel de plexi, un fel de... Tocmai ca să vină în sprijinul copiilor care trebuie să descifreze, să învețe să descifreze emoții. Noi nu ne dăm seama de nota de plată pe care o vom plăti-o datorită faptului că copiii nu vor învăța aceste emoții. E foarte important în primii ani de școală copilul să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui, pentru că și așa avem suficiente generații care, după ce au terminat 12 clase, își pun întrebarea, eu încotro, adică încă nu știu încotro să duc, pentru că practic ei nu sunt formați vocațional să aleagă ceva în viață. Nu mai spun de cei care termină facultatea și lucrează în cu totul alte domenii sau fac facultatea pentru că părintele care n-a absolvit nicio școală superioară îl împinge pe copil, fii tu mamă, cel care a terminat facultatea. Dar nu-i spune copilului, termină facultatea și fă ceva cu ea. Și aici sunt multe probleme și n-am văzut la nivel național un debate pe zona aceasta și n-am văzut nici asociațiile de părinți, că cred că există, nici asociațiile profesorale. Eu n-am văzut debate-ul acesta în care se pune problema, ok, merg copiii, protejăm, n-o să, mă rog, fie purtător de virus, dar ce ne facem noi cu emoția copiilor? Parcă acest factor care ține de emoție nici nu există. Nimeni nu discută despre povestea aceasta. Și datorită faptului că nimeni nu discută despre această poveste, rândurile clienților la cabinetele de psihologie se îngroașă, vin părinți, vin copii, pentru că nu mai există o comunicare între ei și, din nefericire, rândurile în cabinetele de psihiatrie se îngroașă. Pentru că, iarăși, un copil care nu poate să-și manifeste emoția și un copil care nu învață ce înseamnă emoție pozitivă, emoție negativă, cum se manifestă pe fața acest lucru, e un copil care e robotizat, e un copil non-emotiv. Sigur, acum eu am dus-o un puțin în tragic, dar ar trebui să se ridice niște semne de întrebare. Copiii se joacă, copiii râd, copiii se bucură, copiii sunt luminoși. Evident că și în continuare vor fi, dar vor fi suficienți părinți care vor fi atât de stresați de acest nou fenomen, încât își vor obliga copiii pur și simplu să stea, nici nu știu că stă un școlar de clasa a întâia, a doua, a treia, cel puțin 4 ore va sta 3, acolo. Da, 3-4 ore, da. Da, exact, va sta acolo în non-comunicare cu colegul. Și cum, adică încerc să mă gândesc cum îi explică un părinte unui copil de obligativitatea purtării măștii decât prin amenințare. Ai grijă că dacă nu o porți o să te îmbolnăvești, o să vii, o să ne îmbolnăvești și pe noi, o să moară bunica. Deci, știi, apropo de debate-ul care nu există. Și aș invita părinții să explice foarte corect copiilor.
să personalizeze măștile, să facă smiley face-uri pe ele, să facă jocuri prin care copiii înțeleg obligativitatea aceasta a vremurilor foarte ciudate prin care trecem de a purta o mască la vârste atât de mici. Cei mari se vor descurca altfel, pentru că cei mari deja au învățat foarte multe despre viață și nu le mai este așa de greu. Dar celor mici le este greu și cei mici se încarcă negativ cu emoția de frică a părinților. Nu că părintele se teme și atunci pune o presiune fantastică pe copil. Să nu cumva să-ți dai jos masca. Și o să ne trezim că copiii nu o să-și dea jos masca nici să mănânce, nici să bea apă. Apropo de băutul apei, care iarăși, nu știu dacă în școlile românești, nu vorbesc de cele particulare, grija față de hidratarea copiilor e vreo grijă reală, că nu hidratarea înseamnă un creier odihnit, un creier oxigenat, un creier perfect adaptat și pregătit pentru a înmagazina suficientă informație. Dar dacă ai măscuța pe față și nu ai niciun dozator de apă, că vorba aia, în multe școli nici toaletă nu este, normal că tu nu o să bei nici apă. Și o să vedem copii pur și simplu îmbolnăviți, odată fizic și odată emoțional. Pentru că copiii și așa nu sunt deschiși sorinți. Și asta e un lucru care e foarte dureros. Copiii nu sunt deschiși oarecum s-au împins către relația firească părinte-copil, adică părintele este cel care educă copilul pentru viață. E o întrebare la care mulți părinți care se uită ar trebui să răspundă. Îmi educ copilul pentru viață? Viața însemnând ceea ce tu faci ca părinte, nu ca și părinte. Te trezești dimineața, îți place să mergi la, unde te duci tu să muncești sau nu-ți place. Când te uiți lângă partenerul tău, îți place ce ai tu lângă tine. Când te uiți în jurul tău în casă, îți place? Asta trebuie să educi copilul. Aceasta este importanța ta ca și părinte în educația copilului. A-l învăța să trăiască frumos, a-l învăța să aibă o viață mult mai bună decât tine, nu neapărat din punct de vedere financiar. Financiar care e o consecință firească. Adică dacă tu ești bine, evident că binele acela cumva se regăsește și în portofoliul tău de bănuți. Asta trebuie să-l înveți. Nu să-l înveți că trebuie să înveți. Nu trebuie să înveți. Chiar nu trebuie. Din nefericire, nu mai sunt școlile profesionale, care erau extrem de utile acelor copii care aveau manualitate, aveau alte abilități fantastice de a-și câștiga pâinea și, inabilitatea sau lipsa de voință sau pur și simplu de putință de a face un liceu sau o facultate. Acum toată lumea face liceu și facultatea, ceea ce iar e o mare greșeală, pentru că nu toată lumea e pregătită pentru asta. Deci sunt foarte multe probleme, foarte multe teme pe care putem să le discutăm și îți mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a le aduce în discuție, pentru că poate aceste întrebări sau acest mic debate corect pe care noi îl facem, mai mult monolog din partea mea, dar asta e mai provocat, îți dai seama cum o provoci tot ce am de zis spun. Poate atrage, câteva întrebări la nivel de părinte, poate atrage câteva întrebări la nivel de minister. Eu n-am auzit în zona asta de Ministerul Învățământului să se fi rostit cuvântul emoțional. N-am auzit și e o mare problemă că n-am auzit treaba aceasta și e o mare problemă că părinții nu pun accent să fie luat în calcul și acest aspect care acum poate nu li se pare atât de important, dar este cel mai important în viață, pentru că ai copil mic, ai probleme mici. Ai copii mari, ai probleme mari. Și eu cred că nu există ceva mai dureros pentru un părinte decât să vadă că are un copil care a ratat startul în viață. Adică acei părinți care țin copiii masteranți sau copiii care au terminat liceu, care stau acasă pentru că n-au locuri de muncă și stau pe salariile sau pe pensiile părinților. Deci atunci tu ca și părinte ai ratat. Tu nu ți-ai învățat copilul viață. Și asta e o problemă. Da, și mi-a plăcut ideea aceasta apropo de contactul fizic pe care l-ai menționat mai devreme, de fapt contactul facial cu cadrul didactic, cu profesorul, cât de important este și mă gândeam, poate nu traumatizant, e prea greu spus sau prea...
Dar cred că provocarea mai mare există în rândul copiilor care încep școala, și mă refer la grupa pregătitoare sau la clasa întâia, în care ei oricum vin dintr-un mediu, să spunem, nu știu, de la grădiniță, da? Și fac această trecere la o altă formă de comunitate, școala, care este total diferită de grădiniță și la care își cunosc învățătoarea. Exact Da, ce spuneai tu, care stă cu masca pe față și care ea trebuie să fie foarte empatică, foarte deschisă, foarte bună, generoasă, iubitoare, caldă, exact, da? Și lucrurile astea trebuie să se vadă, pentru că nu am pretenția de la un copil, sau nu mi-aș pune atât de multe probleme la un copil de clasa a 5-a sau de clasa a 6-a, mai ales, nu mai zic de a 7-a sau de a 8-a, unde deja îl cunoaște pe profesor, da? Da, își bun, cunoaște acum, profesor, exact, își cunoaște profesor, familiarizat cu colegii, e puțin familiarizat, exact. Dar adică, acum, discutând despre măști, uite, iartă-mă că te întrerup, mi-am dat seama de un alt aspect pe care nu l-am auzit deloc discutându-se. Copiii care au deficiențe de auz, ei ce fac? Copiii, că nu în orice clasă, am înțeles că oarecum e obligatoriu să accept și un copil care are o deficiență. Acel copil cum se descurcă? La cei copii cine se uită? Tu îți dai seama că încep și copiii cu deficiențe de auz școala și acei copii au nevoie să învețe să citească pe buze. Acei copii ce fac? Cum vor fi integrați? Da, nu pe știu, acei mă copii gândesc cine că... îi apără? Mă gândesc, nu știu, chiar uite, vorba ta, nu s-a discutat și nu știm, nu avem date, dar mă gândesc că există, ei oricum sunt repartizați cumva în niște școli speciale. Ei, dar școlile Mă acelea gândesc. Speciale, aceeași obligativitate de a purta mască, cum fac? Cum fac cu acei copii? Nu sunt Probabil copii că... care au, mă rog, au diferite tulburări de emoții, au diferite, da, boli. Ce faci cu ei? Adică un copil care are nevoie de o mai mare atenție și mai ales copiii care au deficiențele acestea, ei au nevoie să vadă chip. Ei, dacă nu văd chip, intră în panică, devin anxioși. Cu ei ce faci? Ca să adică nu mai sunt vorbim și de voce. Și vocea profesorului contează. Ori, în momentul în care stai cu masca pe față și vocea aia este... distorsionată un picuț. Nu numai că e distorsionată, dar orice tonalitate poate fi prost înțeleasă, nu? Da, da. De regulă, profesorul ridică tonul un pic, pentru că altfel nu poate acoperi un număr mare de elevi. Dar gândește-te că în momentul în care un copil mic vede un profesor care ridică tonul și nu-i vede decât ochii, păi pentru acel copil ce înseamnă treaba aceasta decât amenințarea supremă? Nu, de ce ne este frică cel mai mult? În afară de moarte, ne este frică de necunoscut. Acea mască pentru un copil care intră acum în clasa 0, în clasa 1, acea mască înseamnă necunoscut. Eu nu știu cine e acea doamnă. Eu nu înțeleg de ce n-au prevăzut la catedră un plexiglas în care profesorul poate stă dincolo de plexiglas și poate să comunice corect și după Am aceea auzit spunem că sunt în unele cazuri niște am mai găsit în mini-marketuri, acele viziere sau de viziere, adică plastic care da. Sunt transparente și atunci poți să vezi cât de cât expresia Da, dar nu este facială. Reglementat. Adică nu este Da, temă da, da. Publică. N-a reglementat-o nimeni și aici nu pot decât să mă uit în direcția ministerului, pentru că este și mă uit foarte urât în direcția ministerului. De ce? Pentru că ministerul nu este condus de un bărbat, este condus de o femeie. Acum nu știu dacă doamna ministru este mamă sau nu, dar dacă este mamă, ar trebui să se așeze și să se gândească dacă i-ar plăcea ca, mă rog, copilul dânsei în clasa întâi să treacă prin toată povestea aceasta, tot supliciul acesta non-emoțional și dacă i-ar face bine sau nu. Pentru că noi femeile avem o datorie fantastică pe lumea aceasta. Avem datoria de a educa și de a învăța omenirea să fie mai bună, mai caldă, mai iubitoare, mai înțelegătoare. Nu avem voie să aducem rău în comunitățile noastre. Nu avem dreptul acesta. Noi suntem
născătoare de viață, tocmai pentru că cumva natura ne-a încredințat această frumoasă misiune, crezând probabil că o și ducem bine la capăt, dar observăm că începe să dăm rateuri, adică mi-ar fi plăcut să văd mult mai multe discuții în toate mediile despre soluții de a ajuta copii, nu despre tiparul acesta românesc, tot timpul discutăm în contradictoriu, tot timpul ne înjurăm unii pe alții, tot timpul cineva e vinovat. Hai să vedem ceva constructiv. Uite, acele vizete sunt constructive. Un plexic în fața catedrei este constructiv. Adică lucruri constructive care ajută. Faptul că discutăm în contradictoriu sau faptul că ne revoltăm, păi cu ce ne ajută? Peste o săptămână începe școala. Multe școli n-au toaletă decât în curte, multe școli n-au dezinfectante, mulți copii nu-și permit acele 4 măști pe zi cumpărate din salariul părintelui, pentru că mulți copii nu au acces, vorba aia, la pâine cu unt. Adică acestea sunt niște teme foarte, foarte sensibile, la care am senzația că, nu știu, nu reușim să ne uităm, pentru că n-avem acel exercițiu de a ne uita la lucrurile importante. Ne este furat mintea cu agende din acestea, false un pic. Noi nu ne uităm long term. Copilul meu începe clasa întâi, începe cu masca pe față și se întâlnește pentru prima dată cu doamna cu mască. Vine copilul meu acasă, ce o să-l întreb ca și părinte? Cum a fost la școală? Nu, este incorrectă întrebarea. Îl întreb ce ai simțit. Sau cum te-ai simțit, da, da, da. Cum da. Te-ai simțit, dragi părinți? Nu mai întrebați copiii ce ai făcut la școală. Că ei ce au făcut? Au alergat sau nu au alergat? Întrebați-i ce ai simțit la școală. Cum te-ai simțit în interacțiunea cu colegii, cu profesorul? A simți este mult mai important decât ce ai făcut. Nu dacă ți-ai făcut lecțiile, ce ai învățat din lecțiile pe care ți le-ai făcut. Deci acestea sunt întrebările acelea corecte puse de către un părinte unui copil, apropo de comunicare. Că așa, dacă vrem să vorbim, întrebăm. Bună, ce ai mai făcut? Nu? Că așa ne întrebăm când ne întâlnim. Și noi doi ne-am întrebat prima oară ce ai mai făcut. Nu, dar dacă vreau să știu mai multe, o să te întreb ce simți. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre viața socioemoțională, cât de importantă este viața socioemoțională a copiilor și cât de important este atât din postura de părinți, dar și în cazul cadrelor didactice să fim empatici și să înțelegem cât de importantă este interacțiunea socială și cât de importante sunt nevoile emoționale ale copiilor noștri, pornind de la o recomandare de carte, Copii grozavi, 10 calități esențiale pentru o viață fericită, de Stanley Greenspan, o carte publicată în colecția Parentaj, pe care vi-o recomandăm cu drag, în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. A fost alături de noi Adriana Petrescu, psiholog, îi mulțumim încă o dată foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!